Vă salut la canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Vă îndemn să vă abonați, să activați clopoțelul și dacă vă plac filmulețele, să dați like, dacă nu, dislike. Astăzi continuăm să vorbim despre măștile pentru ten cuperozic. Cei care mă urmăresc cunosc vara aceasta mi-am propus doar să preparăm măști pentru un ten luminos, pentru un ten sensibil, să-l protejăm, să-l vindecăm cu măști naturistice. Și vreau să vă îndemn, mai ales pentru bunei, pentru bunicuțe, seniori și senioare, să nu aruncați din bucătărie ce rămâne de la delicii și gustoșenii. Ca specialist al modului de viață sănătos, nu vă recomand să folosiți Nutella în alimentație, mai ales pentru seniori și senioare, căci conține multe, multe grăsimi. Dar pentru un ten frumos, pentru... și iată aici nu a rămas parcă nimic, parcă trebuia să ți-o arunce cutia asta, dar eu am pregătit aici o doză de... mi-am pregătit așa o porție de Nutella, iată, vedeți? Și cam mai ușor să o strângeți de pe pereți cu o spatulă, cu o lingură. Eu am o spatulă de lemn. Adunați și adunați aici la marginea cutiei. Dați să vedem ce conține Nutella. În primul rând, conține ulei de palmier. Ulei de palmier care se folosește în cosmetologie, în alimentație și în industria carburanților. Are un efect de hidratare asupra pielii, hrănește și emoliază tenul. Faptul că conține puternici antioxidanți, vitamina A și E, desigur că ne face tenul mai tânăr și mai luminos. Conține lapte praf. Laptele conține calciu, care ne dă fermitate. Cacao. Cacao este un bun stimulant, un bun stimulator, tonizează și întărește pielea. Faptul că conține fier, întărește capilarele. Beneficii mari în cazul de cuperoză și rozacee. Conține zahăr. Zahărul hrănește tenul. Și alunele. Alunele sunt o sursă de proteine, dar proteinele asupra tenului de fermitate și catifelarea tenului. Cunoaștem deja că fața începe de la decolte. Decolteul este important pentru frumusețea noastră. Deci aplicăm toate măștile, le aplicăm și pe decolte, și pe gât, și accentuăm zona ochilor. Dar vreau să vă zic că e pentru prima dată când aplic această mască. Tenul meu este sensibil. Acum știți că mă aflu în Canada. Temperatura este frig cald, mai ales serile sunt acum foarte reci și tenul meu reacționează și se antrenează la aceste decalaje de temperatură. De aceea și am decis să fac accent la măștile pentru ten cuperozic. O să aplicăm, simt că se aplică foarte greu, o să aplic așa câte o porțiune, apoi cu mânuța o să întindem Nutella. Vreau să vă zic că, uau, dar ce miros are! E un miros delicios. Cei care iubesc Nutella știu ce deliciu, ce aromă. Dați cu ajutorul mâinilor să masăm. O să întindem încetișor, mânuțele curate și o să-mi facem cu mișcări un masaj cu Nutella. Uau, vă închipuiți? Mi se pare că doar sub pleoape puteți ușurel cu spatula să aplicați. Dacă vă este convenabil, puteți și toată fața cu spatula. Să vă menționez faptul că am stat culcată 20 de minute
cu discurile de vată măiate în infuzii de ceai. Masca a fost foarte liniștită, nu m-a înțepat, n-am simțit așa o agitație, a fost calm, a fost bine, m-am simțit foarte, foarte relaxată. Și o înlătur cu infuzie de, cum v-am spus, cu infuzie de pojarniță.